În situația asta aplicată, de ce ar fi fost rău să zică, da, am avut o sarcină, îmi pare rău, lăsați-mă să trec cum pot eu. Poate că erai și mai victimă când spuneai, voi nu știți ce probleme nici medicale măcar nu căutai să fii neapărat, dar nu știu, puteai să obții niște imă. De ce ar fi făcut rău să spună? Adică de ce i-ar fi făcut rău? Uite, o să vorbesc din exemplul meu, că e cel mai simplu. Înainte cu o lună de izbucnire a scandalului, Bianca m-a sunat în ultimul moment să-mi spună că se întâmplă ceva la o altă televiziune și că nu se poate duce fără mine acolo, dar m-a implorat în toate felurile posibile, aveam treabă, nu puteam, în sfârșit. M-au sunat cei din redacție care mi-au spus așa, condiția ca Bianca să vină este să vii tu. Am fost panicată pentru că nu știam, era cu Coco pe un, era ce era acolo. A ajuns odată acolo, eram la machiaj, am ajuns pe fugă. Nu, altceva vreau să zic. La machiaj, ei s-a spus, i s-a citit mesajul pe care Adi l-a dat. Eu te iubesc, ea mă iubește, eu o doresc, ea mă doresc. Mă rog, acel mesaj. I s-a citit. Dacă o singură dată Bianca mi-ar fi spus, Vero, hai să ridicăm să plecăm, sau ar fi fost disperată, că eu oricum am certat cu acei oameni. Dacă ar fi fost disperată, am fi plecat. Apoi ce s-a întâmplat? În timpul emisiei a avut grijă să spun... Mă sună Bianca. Da, sunt direct. Ea e în Dubai, săraca. Da, zi. Că nu, îi dau un mesaj. Da. În timpul emisiei a avut grijă să spună că eu am scris acele mesaje și de după emisie, o lună de zile, asta mi-au auzit urechile din toată presa, că eu am scris acele mesaje. Păi măi, dar... De ce intrăm la televizor? De ce mă rogi să intrăm? De ce... Pentru că s-a băgat într-un joc, sau o ia valul, cum ar veni, știi? Vine ăia, o iau, o pun acolo, fără tine nu mă duc, vii tu, pac, te las acolo. Știu... Dacă m-a zis Dan, și după aia te descurci. Și după aia te descurci. Ești în lanțuri. Da, ia ești după aceea ce să mă duc. Exact, ia tace. Adică la bătaie, mai au trei cu mine, poate. Ia tace și apoi rămâne sărac om care are niște lucruri de apărat, că până la urmă, așa cum am spus, am muncit o viață întreagă pentru puținul pe care l-am și pentru ea nu contează, pentru că pentru ea lucrurile astea trec și îi cresc imaginea. Pentru mine este al naibii de dureroase, pentru că eu cu Bianca, din punct de vedere uman, social, creștinește, am fost impecabilă. Am fost acolo când nimeni nu era. Am iubit-o când nimeni, adică puțin o iubeau, am crezut-o când puțin o credeau. Am acceptat-o când puțin o acceptau și nu e drept. Dar, acum, nu știu, mie asta cu clinica, pe mine m-a indignat pentru că s-a pus problema trădării de către clinică. Poate pentru că sunt și subiectivă și m-am identificat. Da. Nu mi s-a părut ok. M-a întrebat la un moment dat dacă am stat din milă cu Bianca. Nu, nu, e... Deci n-aș putea să fiu atât de ipocrită sau să spun lucruri atât de urâte. N-am stat din milă, chiar am plăcut-o pe ea la un moment... Eu chiar am iubit-o pe Bianca foarte mult și nu mi-e rușine să recunosc asta. Ea se comporta conform expectanțelor mele, conform așteptărilor mele. Știam că este o muncă titanică, că nu era așa. Și faptul că investea atâta efort în a fi pe plac... mi-a spus, a construit o poveste despre viața ei care corespundea principiilor mele, gusturilor mele, lucru care m-a făcut să fiu mult mai vulnerabilă. Te simți folosită de ea? Acum da. Acum da. Acum da. Pentru că eu în primele 6 luni am refuzat o întâlnire cu Bianca și nu, din decembrie 2012, deci iunie până a pornit scandalul 2013, deci alte 6 luni în care n-am mai sunat-o niciodată. De ce ți-a plăcut așa mult la Bianca? Ce te-a apropiat de ea și nu altă vedetă din România? De ce ai simțit? Care a fost vibrația dintre voi două? La început n-aș putea spune că mi-a plăcut. Apoi, știi, Dan, înainte de a intra eu aici, a spus că Bianca are o capacitate foarte mare de a ierta. Asta mi-a plăcut, într-adevăr. Iartă foarte mult. Da. Pentru că despre Bianca și câte lucruri s-au spus, om, câte lucruri s-au... Puțin okay am putea ierta. Lui, da. Are o capacitate de a ierta și ea spunea la un moment dat că omul acela i-a rupt picioarele. Acum nu știu de ce este generată, adică cine generează capacitatea asta, nevoia ei de a fi în continuare prietenă cu presa pentru că vrea să rămână în continuare pe prima pagină sau pentru că așa e construită sau pentru că este... Ea este un suflet generos din toate punctele de vedere și asta o știu pentru că am cunoscut-o, am stat zi de zi, ani de zile cu ea aici. Poate fi și asta o parte bună. Este numai generozitatea asta din toate punctele de vedere. Și generozitatea în a ierta, și generozitatea în a dărui. Ea reeditează, de fapt, lucrul de care mi-a fost mie cel mai frică în relația mea cu Bianca, pentru că mie tot timpul mi-a fost frică. Am niște mesaje de la ea, se pare că e la...